și bun găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă prezint principalul buletin informativ al zilei. Ploile din ultimele zile au blocat un drum în comuna doljeană Pielești. Revenim cu amănunte, dar să vedem deocamdată titlurile ediției. Hidrologii ne avertizează că până pe 11 decembrie se pot produce inundații pe mai multe râuri din Oltenia. Deși este una dintre cele mai mari comune din Dolj, și Melineștiul este ocolit de investitori. La 18 ani de la moartea sa, Marin Sorescu a fost omagiat aseară la Biblioteca Alexandru și Aristia Aman. Ploile din ultima perioadă au blocat un drum în comuna doljeană Pielești. Tuburile de scurgere care trec pe sub drumul județean 641 nu au mai făcut față debitului crescut al părului Teslui, iar asfaltul a fost inundat pe o lungime de aproximativ 60 de metri. Apa de pe carosabil s-a transformat într-un adevărat râu, așa că autoritățile au fost nevoite să închidă drumul. Ploaia căzută aproape neîncetat în ultimele zile în județul Dolj a umflat apele părâului Teslui. Debitul crescut al acestuia nu mai poate fi preluat de tuburile care trec pe sub drumul județean 641, pe raza comunei Pielești, sat Pârșani. Drumul a fost inundat pe o lungime de aproximativ 60 de metri, cu o lamă de apă de 50 de centimetri, iar circulația autoturismelor a fost închisă. Primarul comunei Pielești spune că s-a încercat cândva amenajarea unor căi de scurgere mai bune pe sub pasajul de cale ferată aflată în apropiere. În cadrul reabilitării pârâului Teslui s-a încercat să se găsească o soluție de a găsi pe sub acest pod de cale ferată o soluție tehnică prin care apa să poată să aibă o scurgere mai fluentă. Dar faptul că CFR-ul nu dă aviz favorabil, întrucât se face lucrările sub podul lor de cale ferată, această problemă dăinuie de zeci de ani. Totuși, ar mai exista o soluție măcar pentru ameliorarea situației. O soluție care ar ameliora situația ar fi introducerea niște tuburi cu dimensiuni mai mari. În acest moment se află 4 tuburi de fi 600, care nu pot să preia un pârâu și la nivelul acesta intrăm deja pe debitul unui râu mare, să preia acele patru tuburi de fi 600. Deci soluția ameliorată este introducerea niște tuburi mai mari, de un fi 100 de 1000 și ceva, casetate, ca să-i creeze mai multă fluență. Această lucrare, astă vară, au primit cei de la Apele Române niște bonuți, dar o sumă infimă. Devierea circulației pentru autoturisme se face pe strada Vidin din comuna Pielești, iar pentru autovehiculele cu capacitate mare, la nevoie pe drumul comunal 87. Din păcate, hidrologii nu ne dau vești bune. În această dimineață a fost decretat cod galben de inundații pe mai multe râuri din Oltenia, valabil până pe 11 decembrie. Pe anumite porțiuni de pe Jiu, Olt, Vedea sau Deznățui este chiar cod portocaliu. Codul galben a intrat în vigoare în această dimineață la ora 6. Este valabil pe râurile din bazinele hidrografice Jiu, pe sectoarele Sadu, Amonte Filia și Aval Podari, pe afluenții acestuia din județele Gorj, Mehedinți și Dolj, Vedea, Aval Văleni, Argeș și afluenții săi din județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov, precum și Ialomița, bazin mijlociu în județele Dâmbovița și Prahova. Avertizarea expiră pe 11 decembrie la ora 14. Reprezentanții administrației bazinale de apă Jiu anunță de asemenea pentru același interval cod portocaliu de inundații pe râurile din bazinele hidrografice Drincea, Deznățui, județele Mehedinți și Dolj, Motru și unii afluenți mici ai Jiului din Gorj, Mehedinți și Dolj, Jiu pe sector Filiaș, Podar, județele Gorj și Dolj, Olteț și afluenții mici ai Oltului inferior din Vâlcea, Gorj, Dolj și Olt, Călmățui, Vedea superioară a Monte Văleni, Teleorman și pe alți afluenți mici ai râului Vedea din județele Olt, Argeș și Teleorman. De asemenea, pe Neajlov, Sabar și alte râuri mici din bazinul inferior al Argeșului, în județele Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov. Conform unui comunicat de presă al administrației bazinale de apă Jiu, la orele prânzului, peste cota de atenție se situau în Dolj râul Deznățui, la cota Călugărei și Dragoia și pârâul Terpezița la Gabru. În Gorj, în aceea situație, era pârâul Orlea, la stația hidrologică Celei. Au fost inundate mai multe drumuri, printre care și cel comunal Călugărei-Carpen, în zona unui podest tubular. Circulația a fost întreruptă, accesul la cele două localități făcându-se pe alte rute. Reprezentanții administrației bazinale de apă Jiu au intervenit în zonele afectate cu un buldo excavator, două basculante cu nisip
nisip, 1000 de saci și 100 de kilograme de folie. Au fost înălțate diguri de protecție pentru a împiedica apa să pătrundă în gospodăriile oamenilor. Echipele de intervenție rămân în alertă. Ploile căzute în ultimele zile le dau mari bătăi de cap craiovenilor. În urmă cu câteva săptămâni, pe strada Împăratul Traian, a fost decopertat pe anumite porțiuni covorul asfaltic pentru a fi refăcut, iar lucrările au fost abandonate. Acum apa s-a adunat în gropile și șanțurile rămase în urma muncitorilor și strada s-a umplut de capcane. Pe strada Împăratul Traian din cartierul craiovean Valea Roșie, bălțile formate în ultima vreme de la ploaie ascund surprize mari pentru șoferi și nu sunt unele plăcute. Gropi și șanțuri au rămas în urma abandonării unor lucrări care ar fi trebuit efectuate la refacerea covorului asfaltic. Cei care locuiesc în zonă spun că zgomotele făcute de mașinile care intră în grop se aud și din casă, zi și noapte. Chiar în timp ce echipa noastră filma la fața locului, un autoturism s-a defectat. Se aud niște zgomote și noaptea și ziua și tot timpul de la mașini. Mulți oameni cu mașinile stricate. Uitați-vă la domnul cu taxiul, ce fumă iese acum de la motor. Din cauza asta. Locuiți aici pe strada Împăratul Traian. Ce s-a întâmplat? Vă că a fost decopertată? Și s-au apucat de ea să o facă și mai rău au făcut. Cu cât timp în urmă? Păi cam cu 2 săptămâni nu s-au apucat să râcăie. Da, da, s-au apucat. Și acum n-au mai venit, n-au mai asfaltat, nu? A rămas, n-a mai trecut nimeni pe aici. Ne trezesc din somn mașinile care dau în gropi. Zic că se rup în două, au spart cauciucuri și au pierdut numerele de mașini. Au rupt bările, mergeau cu bările trâse, dădea lumea jos, din se închinau, erau copii mici în mașini. Din ce cauză? Ce s-a întâmplat? Cauza gropilor, sunt gropi de un metru. Au decopertat cei de la Delta și au zis că vin să asfalteze și așa a rămas. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții firmei Delta ACM, despre care locuitorii din zonă spun că a abandonat lucrările, dar până la difuzarea acestei știri nu am primit niciun răspuns. În zona de nord a Craiovei, pe două străzi, Fermei și Cocorului, există altfel de probleme. Aici au apărut gropi și denivelări foarte mari din cauza lucrărilor efectuate superficial la canalizare în urmă cu 2 ani. Cel puțin așa susțin locuitorii de aici. Pe ce stradă suntem? Strada Fermei, strada Fermei din Craiova, da. Și de ce arată ea așa, dezastruos? Păi arăta mult mai bine înainte, dar au venit. Au introdus canalizarea, s-au făcut lucrări pentru introducerea canalizării? Au turnat, au pus niște risipi și restul nimic. Văd că e numai hârtoape. Hârtoape ca hârtoape, dar nu vedeți de mult ce este, deci apa nu se mai duce. Fiecare... S-a mai pus ceva, nisip? Cine a pus? Firma care a lucrat? Locatarii de pe... Nu, e pus de noi, de locatari. De cât timp s-au încheiat lucrările? Păi sunt 2 ani. Unde ați făcut sesizare? Păi la primărie, am semnat mai mulți după stradă de aici și am făcut sesizare să vină să ne facă, că au venit ăștia cu canalizarea, au mai pus ei ceva piatră după ce au astupat, dar uite că după ploile ăștia s-a lăsat de tot și s-au făcut mai gropi. Dar lucrările sunt finalizate? Păi da, de 2 ani au terminat. Dacă ar fi știut ce va urma, nu ar fi lăsat capurile în paragină. Declarația a fost făcută de primarul comunei Doljene Melinești. Cele 2 capuri din localitate au fost cumpărate de oameni, dar nu au mai fost folosite. Acestea le-ar fi fost de mare ajutor în condițiile în care locuri de muncă nu sunt și nici investitorii nu se grăbesc să vină în comună. Comuna Melinești este una dintre cele mai mari din partea nordică a județului Dolj, dar, din păcate, nici aici oamenii nu prea găsesc de muncă. Înainte de 89, mulți lucrau la CAP-uri, dar după Revoluție, acestea au fost lăsate de izbeliște. Serviciul nu mai este, că nici în fondul primăriei putea să măcar ferme de stat să făcută. Că așa degeaba, dacă omul se duce la muncă, ar munci, dar nu are unde să muncească. Erau 2 foste CAP-uri și o asociație intercooperatistă. Asociația intercooperatistă, atunci după Revoluție, în acea nebunie, s-a autodemolat, s-a furat, nu mai există nimic. Avem stația de gospodărire a apei acolo, iar fostele CAP-uri, de asemenea, s-a vândut la diversi cetățeni. Cred că a fost o ură pe fostul sistem de s-a produs asemenea distrugere. Dacă am fi fost acum, cred că cetățenii aș fi știut să și le păstreze. Așa că mulți localnici din Melinești au ajuns la bătrânețe la mila satului. Sute de oameni care beneficiază și partea proastă este că o parte din ei sunt peste 65 de ani și nici nu pot să-i folosesc la munca în folosul comunității. Ceilalți care sunt în jur de vreo 50, care își prestează orele, fac diverse activități cu ei la nivelul comunei, care
sunt necesare. Din păcate, nici investitorii nu se înghesuie să vină la Melinești. De investitori avem cam puțini. În afară de Eurosantis Constanța, care are punct de lucru în Melinești, unde sunt aproximativ 100 și ceva de salariați, în rest sunt, asociații, societății, SRL-uri cu puțini salariați și vă dați seama că se angajează în primul rând familiile lor. De curând a venit cineva și a deschis un PECO la Melinești unde mi-a angajat două persoane. Locuri de muncă mai sunt la Spitalul Medico-Social, Spitalul de Neuropsihiatrie sau în agricultură. Parteneriat transfrontalier strategic pentru turism durabil al regiunilor din sud-vestul și nord-vestul Dunării de Jos. Vorbim despre un proiect implementat pe o perioadă de un an și jumătate de Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software, filiala Oltenia, și Asociația Transfrontalieră Equilibrium Environment. Activitățile organizate și mai ales rezultatele obținute au fost prezentate astăzi în cadrul conferinței de încheiere a proiectului. Proiectul a fost implementat în perioada iunie 2013-decembrie 2014 de Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software, filiala Oltenia, și Asociația Transfrontalieră Equilibrium Environment, în parteneriat cu Asociația Parteneriat Regional pentru Dezvoltarea Sustenabilă Vidin, Agenția de Dezvoltare Regională și Centrul de Afaceri 2000 Montana și Fundația Perpetuum Mobile. Obiectivul a fost acela de a îmbunătăți dezvoltarea economică și socială a zonei care cuprinde județele Mehedinți, Olt și Dolci, precum și districtele Vidin, Vrața, Montana și Pleven. Am reușit să realizăm un master plan pentru dezvoltarea regiunii, master plan care înseamnă ceva mai mult decât o strategie de dezvoltare, însemnând și o listă de proiecte care se pot realiza. În cadrul proiectului s-a realizat și un film de prezentare al zonei pe domeniul turistic, punând în valoare, spunem, atât frumusețile zonei, cât și posibilitățile, potențialul de investiții. Au fost create, practic, materiale din care cei interesați să investească în zona sa să poată informa asupra posibilităților pe care le au în această parte a Dunării de Jos. De altfel, grupul țintă al proiectului a fost format atât din reprezentanți ai autorităților publice locale și regionale, cât și din organizații, tur operatori, tineri și formatori care activează în domeniul turismului. Dorim să credem că toate produsele pe care le-am realizat sunt coerente, se sprijină între ele și pot crea o imagine unitară celor care au o privire de politici în domeniul dezvoltării turismului. Proiectul a fost finanțat prin programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Cu ocazia conferinței finale de la Calafat, am semnat un parteneriat cross-border între actorii care pot concura la dezvoltarea turismului în zonă. În 1983 și 1992, premiul Nobel trebuia să poarte un nume românesc, Marin Sorescu. Este o afirmație demonstrată de scriitorul Ion Gianu printr-o carte lansată aseară la Biblioteca Județeană Aman. S-a întâmplat la 18 ani de la trecerea în neființă a marelui poet din Bulzești. Tot aseară au mai fost prezentate în premieră publicului alte două opere, una dintre ele semnată chiar de Marin Sorescu. Biblioteca Aman l-a omagiat aseară pe marele Marin Sorescu printr-o manifestare culturală la care au participat, printre alții, și George Sorescu, fratele poetului dispărut în urmă cu 18 ani. Cu această ocazie au fost lansate trei cărți soresciene, Jurnal 8 în lumea latină, scrisă chiar de Marin Sorescu, Versuri de pe front de Ștefan I. Sorescu, tatăl lui Marin Sorescu, și în 1983 și 1992, premiul Nobel trebuia să poarte un nume românesc, Marin Sorescu, scrisă de Ion Gianu. Acesta din urmă a spus că marele scriitor și poet de la Bulzești ar fi meritat mai mult. Este adevărat că Marin Sorescu merita poate mai mult și poate merită și alte lucrări făcute, însă de critici literari. Eu am făcut o anchetă jurnalistică. N-am reușit să deslușesc în carte ceea ce mi-am propus, adică să elucidez subiectul Nobel versus Sorescu, dar poate că alții, în timp, poate arhivele de la Stockholm vor vorbi peste câțiva ani despre adevăratele
motive care au dus să nu îi se acordă lui Sorescu premiul Nobel. Invitați au fost Mihaela Albu, Marian Barbu, Ovidiu Ghidirmic, Tudor Nedelcea și George Sorescu. Deși tristețea se împletește cu bucurie, tristețea că noi azi comemorăm, de fapt, pe poate cel mai mare plecat dintre noi, dintre craioveni, dintre olteni, și în același timp bucuria că o putem face și că prieteni ai lui Marie Sorescu, prieteni ai scrisului său în primul rând, sunt aici cu noi. E foarte greu să scrii carte de interviuri. E foarte greu pentru că, așa cum a spus și Ovidiu Ghidirmic, Ion Gianu a mai scris și alte cărți, interviuri și cu alte personalități. Ori ca să rezum la 3-4 întrebări adresate unei mari personalități, trebuie în primul rând să cunoști opera acelei personalități, să fii foarte bine introdus, să fii foarte bine informat, ca după aceea să știi, să porți dialog. Deci nu este momentul aici să descompunem componentele operei lui Marin Sorescu, însă pentru aceea toate acestea ar trebui timp de Scheherazade. Și numai să punctăm câteva componente legate de caracterul peren al operei lui Marin Sorescu, care a fost recunoscut de mari critici și istorici literari de-a lungul câtorva decenii. Manifestarea s-a încheiat printr-un extraordinar moment poetic, principalul protagonist fiind actorul Ilie Gheorghe. Acesta a interpretat un fragment din Iona și a recitat versuri de Ștefan Isorescu, tatăl lui Marin Sorescu, primul versificator al familiei Sorescu, din scrierile lui George Sorescu și, bineînțeles, din opera lui Marin Sorescu. Parcă-l văd pe reposatul, mă înghițise și cu burta plină de bine se retrăgea și el undeva să mă ferece, să-i tihnesc. Sătul mergea așa prin apă, cam distrat și de nepăsător ce era dădea și din coadă. Că așa fac când și ei sunt fericiți. Vă prezentăm în continuare informațiile meteorologice. Temperaturile vor coborî sub 0 grade în această noapte. Vor fi 0 grade Celsius la Slatina și Drobeta Turnu Severin, minus 1 grad la Craiova și chiar minus 2 grade la Corabia. Doar la Vâlcea se va înregistra 1 grad Celsius. Mâine va ploua în întreaga Oltenie. Mercurul din termometre va indica 3 grade la Craiova și Caracal, 4 la Calafat și Drăgășani și 6 grade Celsius la Drobeta Turnu Severin. Aici se încheie știrile GDS. În câteva momente urmează jurnalul sportiv, iar de la ora 19:30, buletinul regional. Pe curând!